fie funcția f definită pe minus 2 infinit cu valoare în R, f de x egal cu asta. Deci se ia ca să nu ai numitorul 0, da? Puteai să dai cu R mai puțin minus 2, dar atenție, pe primitiva era pe fiecare bucată de la minus infinit la minus 2. Era plus o constantă C1, de la minus 2 la infinit era o altă constantă C2. De asta mi-a dat ca să ți apară o singură primitivă. Deci f de x este minunea asta. Trebuie primitivele funcției. Adică ce trebuie să facem? Integrală din x plus 1 pe x plus 2, totul la pătrat de x. Păi asta, uitați ce se întâmplă. Este o integrală de funcție rațională. Noi, în principiu, ar trebui să ridicăm fiecare la pătrat și voi avea un polinom de gradul 2 pe un polinom de gradul 2, care se împart și, pe urmă, se descompune în fracții simple. Pot să o fac așa sau pot să o descompun de la început. Pentru că, uite, facem împărțirea x plus 1 la x plus 2, cât îți dă 1, x plus 2, scădem și îți dă minus 1. Prin urmare, integrala noastră vine câtul plus restul, adică minus 1 pe împărțitor, pe x plus 2 la pătrat de x. Da? Repet, era la fel de bine și dacă împărțeați, numai că vă dădea, era posibil să dea un polinom de gradul 1 pe unul de gradul 2, era mai... și ridicăm la pătrat. Și vine 1 plus 1 pe x plus 2 la pătrat minus 2 pe x plus 2, adică 2ab de x. Și acum trântim integralele și zicem pe asta. Integral din 1 este x. Minus 2 integral din 1 pe ceva, pe x plus sau minus ceva, este logarin din acel x plus 2. Atenție, nu iau modul, normal e modul, dar x-ul meu este mai mare ca minus 2, deci ăsta e mai mare ca 0, deci nu mai avem. Da? Integral din 1 pe x pătrat, deci atenție, când aveți integrală dintr-o funcție f de x plus sau minus ceva, este aceeași ca și integral din f de x. Deci este aceeași primitivă, numai că la primitivă aveți plus sau minus a. Da? Se verifică imediat. Cât e integral din 1 pe x pătrat? Minus 1 pe x, adică minus 1 pe x plus 1 la pătrat. Da? Ei, și acum, x plus 2, pardon, era aici, x plus 2 la pătrat, da? X plus 2 la pătrat și asta trebuie să o aranjăm. Acum, ca să ne uităm la grilă, să vedem dacă trebuie aranjată pe aici, pe undeva, da? X plus 2, scuze, da, x plus 2. X plus 2, da? Că 1 pe x derivat face 1 pe x pătrat. A, pe și uite, plus constanta de rigoare C. Ce aparține lui R? Observați că este deus sare în ochi. X minus 2 ăsta minus ăsta plus C, da? Bun, deci răspuns corect D. Și cu asta am terminat problema. Bun.